în Columbia Franceză, în Canada. Canada. And 2013 is in London, England. Și în 2013 în Londra. We are planning on a 2-month program. Plănuim un program de 2 luni. Where young people can do canvassing, în care tinerii vor face colportaj cu cărți. We plan on having Bible workers present there to do follow-up visitations. O să avem lucrători biblici prezenți care vor face vizitele la persoanele care vor deveni interesate în urma cărților. A health seminar. Va fi un seminar de sănătate. And evangelistic meetings in those two areas. Și întâlniri evanghelistice în aceste două zone. The canvassers get actually a portion of the money that they do canvassing with as well. Colportajilor le revine o parte din banii pe care îi câștigă prin vânzarea cărților. Obviously we need cooks. Avem nevoie de bucătari cu noi. We need people to do other work. Avem nevoie și de celelalte tipuri de activități de muncă. So we definitely need volunteers for 2 months. Așa că avem nevoie de voluntari fiind de 2 luni în aceste două perioade a anilor viitor. Those who come for the entire 2 months. Cei care vin toate cele de 60 de zile de fiecare dată, primesc un loc de locuit și mâncare. Many of you know Adrian Finaru. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți pe Adrian Finaru. He's actually in charge of the programs. Este în grija lui acest program. So you just need to contact him. Trebuie să-l contactați. And he can give you more information. Și vă va da informația necesară. We're hoping to get about 20 to 40 young people. Între 20 și 40 de tineri vor participa la fiecare din acest proiect. Who are willing to spend the time in those areas. Care vor fi dispuși să-și petreacă timpul în aceste două zone. So if you are interested, dacă sunteți interesați, you obviously have to speak English to be able to do those Vine voie să vorbiți în engleză ca să puteți fi utili în aceste două zone. If you've been learning English, dacă ați învățat engleză, then if you go there in a very short time, you will learn. Deci dacă aveți habar de engleză, mergând acolo, vă veți acomoda ușor și repede. Am trecut cele 3 minute.